găsit la știri, cei patru inculpați din dosarul șpăgilor de la aeroportul Otopeni ajung astăzi în fața judecătorilor Curții de Apel București. Asta după ce Cătălin Lăscuța a ajuns ieri în fața anchetatorilor DNA. Primul care a dat cu subsemnatul este fostul director al companiei Aeroportul București, George Ivan. Spuneți, domnul Balan, cum este ca să fiți acuzat pentru că dați mită? 22 de milioane. Ce naiba acolo crești, acolo în Otopeni crezi banii? Ce aveți, un pom? Cu date suplimentare vine colegul nostru Cornel Chitucea. Te ascultăm. Bun găsit, Irina, bun găsit, domnilor și domnilor. Înainte de ora 9, cei patru inculpați din dosarul șpărgilor din Otopeni au ajuns la Curtea de Apel din Capitală și ce este de precizat este că cei patru doresc de la judecătorii de aici, de la instituție, să îi cerceteze în libertate. Vedem că vine această audiere a celor patru după ce am văzut că ieri Cătălin Lăscuț a ajuns la sediul DNA, acolo unde a fost efectuată o percheziție informatică. Potrivit unor surse, s-au analizat două telefoane ale lui Cătălin Lăscuț pentru a afla anchetatorii, bineînțeles, informații care să ajute în anchetă. Vedem că ieri nu a vrut să discute cu jurnaliștii, cum de altfel nici astăzi nu a discutat cu cei care i-au adresat întrebări lui Cătălin Lăscuț. În momentul de față, cei patru se află în sala de judecată și încearcă, bineînțeles, cu avocații să-i convingă pe judecătorii de la Curtea de Apel din Capitală că merită astfel să fie cercetați în libertate și vin cu completarea informației spunând că în momentul de față cei patru sunt arestați la domiciliu. Așteptăm să vedem care este pronunțarea Curții de Apel din Capitală și vom reveni cu mai multe detalii.